Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Autorul accidentului de la cumpărătura se află sub lupa procurorilor. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Șoferul care a provocat accidentul de la cumpărătura, soldat cu 5 persoane decedate, este cercetat sub control judiciar. În ciuda scandalului uriaș provocat de fabrica de permise de la Suceava, unii dintre candidați continuă să creadă că pot să-și cumpere permisul de conducere. Iar prezidențialele și parlamentarele vor fi în 3 duminici consecutive în această iarnă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Șoferul care a provocat accidentul de la cumpărătura, soldat cu 5 persoane decedate, este cercetat sub control judiciar, ceea ce înseamnă că n-are voie să părăsească țara. Joi, în comuna Volovăț, din județul Suceava, acolo unde au fost înmormântate 4 dintre cele 5 victime, drapelele instituțiilor publice au fost coborâte în bernă. Șoferul în vârstă de 39 de ani, care a provocat accidentul de la cumpărătura soldat cu moartea 5 persoane, 3 adulți și 2 copii, este acum cercetat penal pentru ucidere din culpă. După ce au primit rezultatele necropsiei, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul conducătorului auto. Printre altele, acesta nu are voie să părăsească țara. Joi, în jurul orei prânzului, mai toată suflarea comunei Volovăț a asistat la înmormântarea familiei care a murit în accident. Soții și cei doi copii în vârstă de 8 și 10 ani au fost conduși pe ultimul drum de rude, prieteni, vecini, dar și de oameni care nu i-au cunoscut, însă au auzit de cele întâmplate. În ziua înmormântării, toate steagurile instituțiilor publice au fost coborâte în bernă. Aleșii locali au declarat zi de doliu. Oamenii sunt foarte supărați, fiindcă, cum v-am mai spus, asemenea tragedie nu s-a mai întâmplat, să moară toată familia, întreaga familie, toți, soț, soție și doi copii minori, unul de 8 și unul de 10 ani. Vă dați seama, deci toată comunitatea este șocată, a ajuns într-o stare care, am spus, așa ceva nu s-a mai întâmplat în comuna noastră. Vă amintim că accidentul rutier s-a produs luni, 1 iulie, pe DN2, lângă cumpărătura. În jurul orei 6, șoferul unei autocisterne a pierdut controlul mastodontului și s-a izbit în mașina de teren în care se aflau cele 5 persoane. Soții și copiii acestora veneau din vacanță atunci când s-a produs tragedia. Mașina lor s-a defectat aproape de Buzău, motiv pentru care i-au cerut unui tânăr care avea o platformă să tracteze autoturismul până la Suceava. În urma impactului, șoferul autocisternei a scăpat cu răni ușoare și nu a avut nevoie de spitalizare. Deocamdată nu se știu circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul autocisternei. Oamenii legii iau în calcul două ipoteze. Prima este că ar fi adormit la volan, iar a doua este că ar fi pierdut controlul autocisternei după explozia unui pneu. În ciuda scandalului uriaș provocat de fabrica de permise de la Suceava, unii dintre candidați continuă să creadă că pot să-și cumpere permisul de conducere. Drept dovadă, un tânăr de 18 ani a încercat să-i ofere polițistului examinator 500 de lei pentru fraudarea probei practice. Examinatorul a anunțat autoritățile. Tânărul de 18 ani trebuia să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere luni 1 iulie în municipiul Suceava. În loc să-și demonstreze abilitățile de șofer, el a strecurat suma de 500 de lei între înscrisurile depuse în dosarul pe care i-l-a înmânat examinatorului auto. Agentul de poliție a anunțat imediat lucrătorii Direcției Generale Anticorupție, care, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a organizat o activitate de prindere în flagrant a persoanei care a dat suma de bani. Cercetările sunt efectuate în continuare de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită. Tânărul de 18 ani este al treilea candidat din Suceava care încearcă să imituiască pe examinatorii auto după scandalul uriaș provocat de fabrica de permise. În acest context, reprezentanții Direcției Generale Anticorupție reiterează mesajul potrivit căruia legea îi pedepsește
atât pe mituitori, cât și pe cei care acceptă mita. În acest context, reamintim că în vederea realizării unei comunicări eficiente între lucrătorii instituției noastre și toate persoanele care doresc să sesizeze aspecte legate de comiterea unor fapte de corupție în care poate fi implicat personalul MEAI, avem oricând la dispoziție sistemul Call Center Anticorupție 0800 806 806, număr ce poate fi apelat gratuit din orice rețea de telefonie mobilă sau fixă. Se arată într-un comunicat de presă transmis de Direcția Generală Anticorupție Suceava. La nivel județean pot fi formulate sesizări la numărul de telefon al Serviciului Județean Anticorupție Suceava 0230 203 341 sau prin prezență personală la sediul serviciului din municipiul Suceava, care se află pe strada Petru Rareș, numărul 12. Totodată pot fi transmise sesizări prin e-mail la adresa suceava.dga@mai.gov.ro. Din 24 noiembrie, românii vor fi chemați la vot în fiecare duminică timp de 3 săptămâni. Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare și a comunicat că pe 24 noiembrie va fi primul tur al prezidențialelor. Pe 1 decembrie vor avea loc alegerile parlamentare, iar pe 8 decembrie al doilea tur al prezidențialelor. Coaliția de guvernare PSD-PNL a stabilit într-un final calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare pentru 2024. Potrivit comunicatului comun emis de cele două partide, românii vor vota în trei duminici consecutive. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 noiembrie, urmat de alegerile parlamentare pe 1 decembrie și al doilea tur al prezidențialelor, care se va desfășura pe 8 decembrie. Această decizie a fost luată în urma consultărilor cu toate formațiunile politice, inclusiv cele neparlamentare, consultări inițiate și organizate de prim-ministrul Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Potrivit Constituției, alegerile prezidențiale trebuie programate astfel încât noul președinte să-și poată prelua mandatul la expirarea mandatului actualului președinte. Klaus Iohannis a depus jurământul pe 21 decembrie 2019, ceea ce înseamnă că mandatul său se încheie în aceeași zi din 2024. Coaliția de guvernare a transmis că acest calendar a fost stabilit în consens cu toate partidele implicate și că se asigură astfel o tranziție politică lină și respectarea termenelor constituționale. PSD și PNL au decis comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare pentru a preveni o victorie a AUR, se arată într-o comunicare transmisă de Alianța pentru Unirea Românilor. După modificarea calendarului electoral în februarie, coaliția schimbă din nou datele alegerilor, tot de frica față de George Simion și AUR, se mai arată în comunicat. Consultările organizate de Marcel Ciolacu au confirmat un premier lipsit de putere reală în guvern și în coaliție, este concluzia AUR. Decizia de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare era de așteptat inclusiv pentru AUR, deși premierul a declarat în luna mai 2023 că o astfel de comasare nu este constituțională. În cele din urmă, AUR susține că Marcel Ciolacu a cedat presiunilor și a modificat calendarul electoral. În plus, după ce în februarie 2024 anunțase că alegerile prezidențiale vor fi în septembrie, acum a acceptat să le mute în noiembrie și decembrie. AUR invocă faptul că astfel se permite generalului Nicolae Ciucă să își pregătească campania pentru prezidențiale. Ceea ce înțelegem din toată această mișcare a PSD și PNL este că Marcel Ciolacu a fost păcălit să facă alegeri comasate în iunie pentru a salva PNL, iar acum a fost păcălit din nou să mute alegerile prezidențiale în lunile noiembrie și decembrie, astfel încât să îi dea generalului Ciucă un răgaz de 3 luni pentru a încerca să se califice pentru turul 2, se arată în comunicatul AUR remis redacției noastre. AUR acuză că această decizie a PSD și PNL umbrește Ziua Națională a României, pe care o transformă într-o zi de vot în loc de sărbătoare. În contrast, AUR susține că este pregătit pentru alegeri oricând, întrucât îl are deja pe George Simion desemnat candidat la prezidențiale. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! În 2024 sunt vreo câțiva ani de când a început marele scandal de la fabrica de permise de la Suceava. Cred că era foarte tânăr. Dar cum? Stai un pic, da, zona industrială n-a dispărut? De ce? Unde fabrică? Păi nu mai e zona industrială, e zona comercială.
Păi da, da, în zona comercială se fabrică lucruri, permise de conducere, da, de exemplu, pentru că în fosta zonă industrială funcționează mall-ul unde există serviciul acesta de matriculări vehicule, da, permise, da. Deci în zona industrială e o fabrică de permise care funcționează astăzi într-o zonă comercială, pentru care și comerțul... Și funcționa legal, ilegal. Da, comerțul este schimbul de produse contra bani, da? Permise contra bani. Doar că acest tânăr care a încercat să ofere polițistului examinator 500 de lei, ori nu știe de fabrica de permise, că era prea tânăr când a început. Da, da, are părinți. Toată are treaba. Părinți, are ori nu mai știe rude. La bani, adică, serios, 500 de lei? Păi, problema este că poate a jignit. Și poate, data trecută când a fost scandalul, erau câte de euro, nu? Sute și chiar mii de euro. Bun, acum ar fi 100 de euro. Deci, o nimica. Poate e jignitoare suma. Pe de altă parte, dacă ancheta se face la modul serios, acest băiat la 18 ani, cu siguranță că a vorbit cu niște oameni care poate că au dat sau poate care au rămas ancorați în trecut și au dat pe vremea aia și spunea că se rezolvă. Că dar se dă cineva, 100 de euro și se rezolvă, da, nu? Dar cineva probabil că i-a spus la 18 ani, el de unde se știe? Că nu, o fi dat la școală, la examen, să treacă clasa și să o fi dacă învățat așa. Dacă te inițiativă pentru 18 ani, da, nu? Ce? Da, dacă... La vârsta asta, pe mulți, încă îi mai... Mai duce, ce? Îi traversează mama de mână strada. Bun, e un băiat cu inițiativă. Poate are și un mic atelier auto, de unde știi? Poate lucrează de la 16 ani, știi tu că... Nu, nu știu. Dar în egală măsură pot să cred că polițistul examinator este un om vertical și corect și a făcut ceea ce trebuia. Sau ți-am zis, poate s-a simțit jignit. Eu încerc să fiu optimistă. No, no. Păi sunt așa că nu toți iau șpagă, hai să fim serioși. Dar trebuie de văzut în cadrul anchetei dacă se dorește să se meargă așa și cred că băiatul nu va păți, adică îi va da cu suspendare. Are 18 ani. Poate cineva l-a învățat, poate cineva i-a zis du-te la Suceava că poți să iei permisul, dai 100 de euro. Poate a greșit adresantul, poate cineva ia 100 de euro și nu ia omul ăsta care a făcut plângerea la DGA. Adică trebuie de văzut. Dar eu nu cred că la 18 ani nu a vorbit cu cineva, nu l-a sfătuit cineva. Poate cineva în necunoștință de cauză și care știa că se dă, dar nu se mai dă. Sau poate cineva care dat recent. Sau poate că se dă, dar nu la toată lumea. Sau nu ia toată lumea. Sau știi cum e, cu contrabanda cu țigări. L-arată pe câte un pârlit că l-a prins cu țigări și alte trei. Știi, mai trebuie din când în când să arăți și câte unul din ăsta. Ca să zici că faci treabă. Că fabrica de permise de la Suceava, de fapt, este pusă pe pauză de atâta vreme. Da. Nu, dar acum, câte ani, eu cred că nu te riște. Acum, la modul serios, eu nu cred că este cineva angajat acolo care se riște să ia șpagă, mai ales că se știe ce a fost întâmplat acolo și că se află în permanență sub o pază. Sau îi supraveghează cineva, nu știu. A fost în sfârșit stabilit calendarul alegerilor din toamnă care vor fi în iarnă. Pe 24 noiembrie e primul tur al prezidențialelor. Pe 1 decembrie, de ziua națională, sunt alegerile pentru Parlament. Așa. Instituția, cum să zic, etalon pentru democrație, nu? Și pe 8 decembrie, nu, așa nu este, e, nu? Nu este etalon la noi, ar trebui să fie cea mai reprezentativă. Da. Care este cea mai reprezentativă. Pentru și până la urmă e reprezentativ, da, Parlamentul, că e din societatea noastră. Că-s buni, că-s răi, că zicem toată ziua că-s răi, așa da, înseamnă că suntem noi, și noi. Da. Și pe 8 decembrie, turul 2 al alegerilor prezidențiale. Sigur, informația vine pe canalul oficial de comunicare de la coaliție PSD-PNL în urma consultărilor prim-ministrului și președintelui PSD cu celelalte partide politice, inclusiv AUR. AUR care vine și zice că e nemulțumit de felul în care s-a stabilit acest program, că de fapt favorizează candidatul PNL. De ce? Așa zic ei. Dar nu știu, am văzut că AUR buzia, ce buzia PSD o să facă prin septembrie. Da, aici și că e urât să mergi la vot de ziua națională. Da, de ce? Mie mi se pare adică, chiar foarte frumos, păi da, să mergi la vot de ziua națională. Mergi la vot, adică eu cred că te capacitează mai mult. Eu așa simbolismul, cred. Nu? Eu așa cred, dar ce? Asta e când 1 decembrie când pică? Trebuie să pice într-o duminică ca să fie vot.
Da. Deci restricții... Nu, stai că dacă era miercuri, să spunem 1 decembrie... Se mai dădeau niște libere, nu, să ceri da, cu întâi, da, cu Sfântul liberă, Andrei. Ce faci, mă, mie e ziua liberă. Nu, dar chiar mi se pare în regulă să fie pe 1 decembrie. Pe bune, și eu cred că va veni mai multă lume decât s-a întâmplat. Mergi și la paradă, dacă vrei, mergi și la vot, nu? Da, dar la care paradă? Dacă se face paradă, asta e un pic tărea, că noi vorbim de aici, din capitala de județ, dar se face paradă la Bunești, se face paradă la Calafindești, se face paradă nu la se Troiești. Face, păi nu se face. Dar te uiți la paradă, măcar la televizor, mergi la biserică, că e duminică. Da, mergi la biserică, dar și ce în rest, nu mergi la biserică, mergi dacă la e biserică ziua națională, duminica, numai da. De ziua națională mergi la biserică. Adică astea sunt pretexte. Dacă omul are de mers la vot, merge. Și eu cred că dacă este și ziua națională, omul se va simți mai responsabil un pic și va merge. Ama ei vreau să pună tălce la PSD lui Mircea Gean. Am văzut o trompetă de sondaj de opinie. Da, am văzut o trompetă de sondaj de opinie. Adică până acum toate sondajele dădeau pe Mircea Gean drept favorit. Și a venit o trompetă PSD-istă care a spus că e Marcel Ciolacu pe primul loc la vreo 10% din Mircea Gean. Pentru că asta ieri, pentru că astăzi se văd o casă de sondare a opiniei publice în scopul care face pentru news.ro, a făcut frecvent, des, frecvent, da, la fiecare lună. Și a spus că Mircea Gean este pe primul loc. Știi, a fost ăla un balon de încercare, hai să-l băgăm pe Marcel Ciolacu. Acum, e pericolul ăsta și s-a văzut de-a lungul timpului. Când ai președintele, să ai și guvernul. Adică Marcel Ciolacu ar fi vrut el să fie și președinte și pe semne că vrea să pune și guvernul, cam asta e în capul lui, și să fie partidul stat. Nu e bine așa. Cel mai bine să fie președintele de o parte, dar am văzut că tot sondajul scop 5-3% sau 5-4% dintre români ar vrea ca președintele să fie independent, Mircea Gean, adică. Bun, când trebuie pe nominal, nu iese cu 54%. Dar lumea și-ar dori un independent și să fie altă coloratură politică la Parlament la, guvern. Și la guvern. Da, mie mi se pare bun calendarul ăsta. Chiar mi se pare bun. Păi e la termen, practic. Da. E totul când trebuie să fie. Da, tot atâta ne foim, ne sucim. Că e noiembrie, că e decembrie, asta e. Dar de ce să fi fost în septembrie? Ca să-i pună să campanie electorală în Mircea Gean, în august? Cum să-ți faci campanie electorală în august? Dar da, cine urmărește o campanie electorală în august? Când da, sunt... o să fie. Acum lumea e pe vacanță, nu are chef. N-are rost să mai dezvoltăm cam atâta. Doar o singură întrebare, dacă ți se pare că ancheta jurnalistică împotriva lui Mircea Gean are legătură tot cu potențiala lui candidatură. A apărut așa dintr-o dată. Ancheta jurnalistică vizează lucrarea sa de doctorat realizată în urmă cu 20 de ani. Nu s-a găsit până acum cât a fost Mircea Gean candidat la președinție, cât a fost ministru de externe, cât a fost ambasador, de când este secretar general ajunct altul, s-a găsit taman acum când vrea să candideze la președinție. Dar am mai candidat odată și n-a ieșit. Bun, acum a venit cineva nou în redacție și a găsit. Și încă ceva, nu ai zis absolut nimic de fotbal ieri. Nu. Nici nu mi-am revenit bine. Nu, las-o așa. Am vorbit. E suficient, să rămân da? Așa pe partea frumoasă. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Doi jandarmi români aflați în concediu pe insula Kefalonia din Grecia au dat dovadă de un curaj extraordinar când au salvat viața unei femei implicată într-un accident rutier grav. Povestea lor impresionantă a fost publicată pe pagina de Facebook a Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș-Fălticeni din județul Suceava, unitate la care cei doi sunt instructori militari. Pentru iulie 2024, ora 11, capitanul Emilian Radion și capitanul Ioana Gavriloae, aflați în concediu pe insula Kefalonia, Grecia, au intervenit rapid pentru a salva viața unei femei de aproximativ 40 de ani, implicată într-un accident rutier. Cei doi instructori militari din cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș, Fălticeni, au demonstrat profesionalism și devotament chiar și în timpul liber. În timp ce se deplasau pe drumul dintre localitatea Sami și peștera Drogarati, Emilian și Ioan au observat un autoturism care circula șerpuit și s-a izbit de un mal stâncos, răsturnându-se. Imediat, cei doi jandarmi au oprit mașina și au intervenit. Emilian Radion a alergat către vehiculul avariat pentru a acorda primul ajutor, în timp ce Ioana Gavriloaei a contactat serviciile de urgență pentru a raporta accidentul și a oferit detalii precise despre locație și natura evenimentului. Evaluând rapid situația, Emilian a oprit motorul mașinii și a observat că șoferița rămăsese blocată în interior. Întrucât existau riscuri de incendiu din cauza lichidelor scurse și a fumului din habitat,
cuplu a luat decizia să o scoată pe femeie din mașină. După ce a scos victima și a așezat-o într-o poziție de siguranță pe marginea drumului, Emilian i-a verificat semnele vitale. Femeia, deși tumefiată la față, era conștientă, dar nu vorbea engleză. Din fericire, câțiva cetățeni greci au sosit și au preluat comunicarea cu ea. Între timp, Ioan a continuat să ofere detalii despre accident echipajelor de salvare și a verificat din nou interiorul mașinii pentru a se asigura că nu mai sunt alte victime. Până la sosirea echipajului de salvare, cei doi jandarmi au rămas alături de victimă, oferindu-i asistență și sprijin. Capitanul Emilian Radion și capitanul Ioan Agaviloaei, cu experiență vastă în jandarmeria română, au demonstrat că spiritul de camaraderie și profesionalismul nu cunosc granițe sau limite de timp. Felicitări, camarazi, pentru eroismul și devotamentul vostru, le-au transmis colegii la sfârșitul poveștii, care a fost publicată pe pagina de Facebook a Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș, Fălticeni, județul Suceava. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat modificări semnificative în ceea ce privește eliberarea pașapoartelor simple temporare. Noile reguli, aplicabile din 3 iulie 2024, exclud călătoriile turistice ca motive valabile pentru obținerea acestui tip de pașaport. Printre motivele acceptate se numără probleme medicale grave care necesită tratament în străinătate și participarea la funeralii sau alte evenimente de familie deosebit de importante. Ministerul Afacerilor Interne a implementat noi reguli stricte pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare, eliminând călătoriile turistice din lista de motive acceptate. Aceste schimbări vin ca parte a unui efort de a alinia procedurile la standardele internaționale și de a reduce abuzurile. Eliberarea pașaportului simplu temporar va fi posibilă doar în situații obiective și urgente, care trebuie demonstrate cu documente justificative. Printre motivele acceptate se numără probleme medicale grave care necesită tratament în străinătate, participarea la funeralii sau alte evenimente de familie deosebit de importante, deplasări în interes de serviciu sau pentru studii urgente. Începând cu 3 iulie 2024, călătoriile cu scop turistic nu vor mai fi considerate motive bine întemeiate pentru eliberarea unui pașaport simplu temporar. Această măsură vizează descurajarea solicitărilor nejustificate și utilizarea rațională a resurselor administrative. Ministerul Afacerilor Interne recomandă verificarea condițiilor de intrare în diverse state pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, deoarece unele țări nu permit accesul pe baza unui pașaport simplu temporar. Este esențial ca cetățenii să se informeze în prealabil pentru a evita problemele la frontieră. Pașapoartele declarate pierdute, distruse sau furate sunt automat anulate și nu mai pot fi utilizate. Titularii trebuie să depună pașapoartele găsite ulterior la cel mai apropiat serviciu public comunitar de pașapoarte sau la misiunile diplomatice ale României. Pierderea sau distrugerea pașapoartelor poate fi declarată la serviciile de pașapoarte din țară sau la misiunile diplomatice din străinătate, iar furtul documentelor se declară imediat la cea mai apropiată unitate de poliție. Este un tânăr cu 6 frați care a reușit să exceleze în ciuda provocărilor unei familii numeroase. Cu determinare și pasiune a devenit un model pentru colegii săi și o sursă de mândrie pentru profesori. El este Traian Pădureț, șeful de promoție de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la Universitatea din Suceava. Traian Pădureț, șeful de promoție al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, provine dintr-o familie numeroasă. El este cel mai mare dintre frați și servește drept exemplu pentru aceștia. În ciuda provocărilor, și-a urmat cu determinare pasiunea și a reușit să exceleze în domeniul care îl fascinează. Alegerea a fost făcută nu pe baza unor indicații sau recomandări, ci datorită pasiunii mele pentru ingineria electrică. Și totodată această alegere a fost făcută atunci când căutam o facultate la care să mă înscriu și pe site-ul Facultății de Inginerie Electrică am văzut un proiect de diplomă realizat de niște studenți din anul 4 care au făcut o mașină electrică, ceea ce am spus, wow, aici chiar este locul meu potrivit. Traian afirmă că nu a întâmpinat obstacole deosebite, ci doar provocările obișnuite pe care le experimentează toți studenții la un moment dat. Provocări au fost multe și cred că și suficiente. În rândul studenților, cea mai mare provocare este sesiunea, trezitul de dimineață, dar cred că și gestionarea timpului este una dintre cele mai mari provocări cu care trebuie să jonglăm noi. Traian spune că dintre toți profesorii care l-au influențat de-a lungul anilor, va avea întotdeauna unul preferat.
Ca profesor, consider că toți au avut un rol foarte important în formarea mea. Apreciez dedicarea lor, implicarea lor în formarea noastră ca oameni și ingineri. În mod special, domnul Milici, domnul Dan Laurențiu Milici, care este și profesorul meu îndrumător, a avut, pentru proiectul de licență, a avut un rol esențial în formarea mea. În ceea ce privește viitorul, Traian nu are încă planuri precise, dar este sigur de un lucru. Își va continua studiile în domeniu. Încă nu m-am gândit la ceva anume, dar cu siguranță o să fie o carieră și totodată poate și la continuarea studiilor. Traian recomandă absolvenților de liceu atât Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cât și Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, prin argumente personale în sprijinul acestei alegeri. Consider că această facultate trebuie luată în considerare datorită echipamentelor de care dispun laboratoarele, cadru didactic foarte bine pregătit și totodată consider că este și o meserie de viitor. În ceea ce privește campusul universitar, studenții dispun atât de un cămin unde se pot caza, un restaurant unde pot servi masa, respectiv un bazin unde își pot petrece timpul liber, chiar avem și o sală de fitness unde cu toții, dacă vrem, putem să mergem să facem mișcare. Traian recunoaște că familia și rolul său de frate mai mare l-au maturizat și din acest motiv le mulțumește pentru toate lecțiile învățate de-a lungul vieții până în prezent. Suceava se pregătește să devină capitala bluzului pentru două zile, pe 5 și 6 iulie, când se va desfășura cea de-a 15-a ediție a Suceava Blues Festival, un eveniment de referință pentru iubitorii de blues. Festivalul va avea loc pe platoul cetății de scaun a Sucevei și promite două seri pline de muzică de calitate și atmosferă vibrantă. Accesul este gratuit, iar organizatorii așteaptă un public numeros, dornic să se bucure de ritmurile captivante ale acestui gen muzical. Organizatorii își propun să mențină standardele ridicate și să ofere un program variat și de calitate, destinat tuturor celor implicați, artiști, public, organizatori, voluntari și susținători. Evenimentul se va desfășura pe platoul cetății de scaun a Sucevei în zilele de 5 și 6 iulie 2024, începând cu ora 18, accesul fiind gratuit. În ceea ce privește artiștii, capetele de afiș, acest mentorii pe care l-am, de care am povestit și care are un CV impresionant, el a câștigat la un moment dat un premiu acordat de B.B. King într-un concurs unde au fost peste 4.000 de chitariști. Iar el a făcut tour în toată lumea cu Bon Jovi, la un moment dat a fost chitaristul lui, după care a revenit la blues. Pe lângă concerte, festivalul va include lansări de discuri, un mini-târg de discuri vinil și un stand de suveniruri și merchandise oficial. O noutate a ediției este tombola cu primii de peste 3.000 de euro, constând în aparatură de audiție high-end, oferite de unul dintre sponsorii festivalului. Anul acesta tricourile vor fi Blue Marine. Am înțeles. Și se potrivesc la bronz. Da. Și ne-am gândit să organizăm o tombolă pentru că unul din sponsori pun la dispoziție niște premii generoase. Da. Deci trebuie să cumpărăm un Cumpărăm un tricou. De anul ăsta sau de anul trecut? Nu, de anul ăsta. Dar anul sunt asta. Tricouri dedicate tombolei. Așa, deci atenție. Da. Or să mai fie niște vendori de tricouri care vor vinde alte tricouri care nu sunt ale tombolei, da. Alte culori. Ce vrei. Deci atenție okay. Ce și veți primi, luați, da? Veți primi un bilet cu un număr. Nu pierdeți acel număr. Nu trebuie să faceți nimic. Nu trebuie să puneți, să completați în urnă nimic. Ok, trebuie primiți să păstrăm un număr și sâmbătă seara înainte de ultimul număr se va face o extragere a unui număr de pe telefon. Deci noi nu avem nume, nu avem numere de telefon. Pur și simplu nu știm. Stop. E o modalitate inedită. Nici nu știu, probabil Joe va face asta. Revin la Joe că am sărit, deja am deschis trei paranteze. Câte sunt de zis, Doamne? Bun. Tombola are premii de peste 3.000 de euro. Niște căști care costă foarte mult și aparatură audio high-end.
niște boxe cu standuri cu tot și un pachet din partea festivalului. Pentru mai multe informații și detalii despre artiști, vizitați site-ul oficial al festivalului suceavabluesfestival.ro sau pagina de Facebook a evenimentului. Suceava Blues Festival este realizat în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea Ștefan cel Mare și Casa de Cultură a Studenților. Echipa națională de rugby a României va disputa două meciuri amicale în America de Nord cu Statele Unite ale Americii și Canada. Printre jucătorii convocați pentru cele două teste se numără și sucevenii Alin Conache și Daniel Plai. După o săptămână de pregătire în Franța, naționala de rugby a României a ajuns la Chicago. Stejarii vor disputa primul meci din Summer Tour pe 5 iulie cu Statele Unite ale Americii. Reprezentativa țării noastre se va deplasa apoi la Ottawa, unde pe 12 iulie va întâlni Canada. Staful tehnic al naționalei de rugby a României a deplasat un lot de 28 de jucători pentru cele două amicale. Printre aceștia se numără și sucevenii Alin Conache de la Steaua București și Daniel Plai de la SCM Timișoara. Iată ce a declarat Alin Conache. Meciul școală cu Franța ne-a ajutat mult pentru că ne-am focusat pe planul tehnic de joc. Am învățat foarte multe lucruri. Dorim să câștigăm meciul cu Statele Unite ale Americii. De aceea am și făcut acest cantonament în Franța. La fel ne-am propus o victorie și cu Canada. Vrem să venim în țară cu două victorii, a declarat Alin Conache. Suceveanul Stejărel Vișinar s-a despărțit în această vară de Ceahlăul Piatra Neamț. Fundașul în vârstă de 24 de ani va juca în sezonul viitor pentru nou promovata în Liga a doua CSM Focșani. Stejărel Vișinar va juca în sezonul viitor tot în Liga a doua. Fundașul sucevean în vârstă de 24 de ani a semnat în această vară un contract valabil pe un sezon cu nou promovata CSM Focșani. Capitan în ultimul an și jumătate al celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, alături de care în vara lui 2023 a reușit promovarea în detrimentul Forestei, Vișinar revine astfel în circuitul fotbalistic după jumătate de an de pauză, perioadă în care s-a recuperat după o accidentare gravă la gleznă. Stejărel Vișinar și-a început cariera la Sporting Suceava, după care a mai jucat pentru Bucovina Rădăuți, Aerostar Bacău, Foresta Suceava și Ceahlăul Piatra Neamț. Viitorul Liteni și-a aflat adversarele din faza regională a Cupei României la fotbal. Echipa antrenată de Denis Maranda și Cătălin Holca va înfrunta CSM Pașcani acasă pe 10 iulie și Comsar Vaslui în deplasare pe 13 iulie. Federația Română de Fotbal a stabilit prin tragere la sorți programul meciurilor din faza regională a Cupei României, ediția 2024-2025. Câștigătoarea trofeului la nivelul județului Suceava, Viitorul Liteni a fost repartizată într-o grupă din care mai fac parte câștigătoarele cupei din județele din Vaslui și Iași. Echipa antrenată de Demis Maranda și Cătălin Holca va întâlni CSM Pașcani acasă pe 10 iulie și Comstar Vaslui în deplasare pe 13 iulie. Câștigătoarea grupei va înfrunta pe teren propriu pe 20 iulie câștigătoarea celeilalte grupe din regiunea Moldovei, alcătuită din formațiile Voința Ion Creangă Neamț, Prosport Vârful Câmpului Botoșan și Vulturul Măgirești Bacău. Echipa care se va impune în finală va primi trofeul Cupei României pentru regiunea Nord-Est și se va califica în primul tur din faza națională a Cupei României, programat pe 31 iulie. Viitorul Liteni a câștigat pentru al treilea an consecutiv faza județeană a Cupei României după 6-5 la loviturile de departajare cu juniorul Salcea. Comunicarea este esențială în actul medical. Mai mult, comunicarea eficientă ajută la diagnosticarea corectă și tratamentul adecvat al pacienților. Aceasta construiește încrederea între medic și pacient, atâta vreme cât ne exprimăm clar simptomele și preocupările. De asemenea, o comunicare bună contribuie la acceptarea tratamentului și la îmbunătățirea rezultatelor medicale. La rubrica de săptămână aceasta, Fii bine cu tine, psihologul clinician Mihaela Pavel vorbește chiar despre acest subiect. Cât de importantă este comunicarea în actul medical? Bun găsit! Cu toții, la un moment dat, am fost pacienți. Anxietatea vis-a-vis de problema de sănătate evită s-a putut diminua atunci când a existat comunicare și empatie din partea personalului medical.
Astăzi vom vedea cât de important este să vorbim și să fim ascultați. Comunicarea este esențială pentru asigurarea unei îngrijiri de calitate și pentru construirea unei relații de încredere între pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății. Iată câteva motive pentru care comunicarea este crucială în acest context. O comunicare deschisă și clară ajută medicii să colecteze informațiile necesare pentru a pune un diagnostic corect și pentru a recomanda tratamentul potrivit. Pacienții au datoria de a expune corect simptomele și istoricul medical. Medicii trebuie să explice clar planul de tratament, inclusiv medicamentele, dozele și posibilele efecte secundare, pentru a asigura că pacienții urmează corect indicațiile. Furnizarea de informații detaliate poate reduce anxietatea și stresul pacienților. O atitudine empatică și suportivă din partea personalului medical poate ameliora fricile și îngrijorările pacienților, oferindu-le confortul emoțional de care au mare nevoie. Pacienții care se simt ascultați și înțeleși sunt mai mulțumiți de îngrijirea primită și au mai multă încredere în personalul medical. Implicarea pacienților în deciziile legate de propria lor îngrijire medicală crește satisfacția și încrederea acestora în sistemul de sănătate. De asemenea, o comunicare clară și concisă ajută la reducerea riscului de erori în administrarea tratamentelor sau în efectuarea procedurilor medicale. Medicul trebuie să se asigure că pacientul a înțeles corect instrucțiunile și informațiile oferite, prevenind astfel posibilele confuzii sau neînțelegeri. Sunt cazuri în care pacientul pleacă din cabinetul doctorului fără ca măcar să-i se explice cauzele bolii și etapele tratamentului. Actul medical necesită abilități de ascultare activă, de empatie și atitudine deschisă din partea tuturor celor care sunt antrenați în acest domeniu. Sunt psiholog Mihaela Pavel și îți doresc sănătate, numai bine! Știrile intermedia au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi variabil, mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade Celsius. Începând de vineri, vremea se încălzește potrivit meteorologilor. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, în orările doar temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime în creștere se vor încadra între 21 și 27 de grade Celsius. Șoferul care a provocat accidentul de la cumpărătura Soldat cu 5 persoane decedate este cercetat sub control judiciar, ceea ce înseamnă că n-are voie să părăsească țara. Joi, în comuna Volovăț, din județul Suceava, acolo unde au fost înmormântate 4 dintre cele 5 victime, drapelele instituțiilor publice au fost coborâte în bernă. În ciuda scandalului uriaș provocat de fabrica de permise de la Suceava, unii dintre candidați continuă să creadă că pot să-și cumpere permisul de conducere. Drept dovadă, un tânăr de 18 ani a încercat să-i ofere polițistului examinator 500 de lei pentru fraudarea probei practice. Examinatorul a anunțat autoritățile.
Din 28 noiembrie, românii vor fi chemați la vot în fiecare duminică timp de 3 săptămâni. Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare și a comunicat că pe 24 noiembrie va fi primul tur al prezidențialelor, pe 1 decembrie vor avea loc alegerile parlamentare, iar pe 8 decembrie al doilea tur al prezidențialelor. PSD și PNL au decis comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Pentru a preveni o victorie a AUR, se arată într-o comunicare transmisă de Alianța pentru Unirea Românilor. După modificarea calendarului electoral în februarie, coaliția schimbă din nou datele alegerilor. Tot din frică față de George Simion și AUR se mai arată în comunicat. Consultările organizate de Marcel Ciolacu au confirmat un premier lipsit de putere reală în guvern și în coaliție. Este concluzia AUR. Doi jandarmi români aflați în concediu pe insula Kefalonia din Grecia au dat dovadă de un curaj extraordinar, salvând viața unei femei implicate într-un accident rutier grav. Povestea lor impresionantă a fost publicată pe pagina de Facebook a Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș-Fălticeni, județul Suceava, unitate la care cei doi sunt instructori militari. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat modificări semnificative în ceea ce privește eliberarea pașapoartelor simple temporare. Noile reguli aplicabile dintre iulie 2024 exclud călătoriile turistice ca motive valabile pentru obținerea acestui tip de pașaport. Printre motivele acceptate se numără probleme medicale grave care necesită tratament în străinătate și participarea la funeralii sau alte evenimente de familie deosebit de importante. Este un tânăr remarcabil cu 6 frați care a reușit să exceleze în ciuda provocărilor unei familii numeroase. Cu determinare și pasiune a devenit un model pentru colegii săi și o sursă de mândrie pentru profesori. El este Traian Pădureț, șeful de promoție de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Suceava se pregătește să devină capitala bluesului pentru 2 zile, pe 5 și 6 iulie, când se va desfășura cea de-a 15-a ediție a Suceava Blues Festival. Un eveniment de referință pentru iubitorii de blues, festivalul va avea loc pe platoul cetății de Scauna Sucevei și promite 2 seri pline de muzică de calitate și atmosferă vibrantă. Accesul este gratuit, iar organizatorii așteaptă un public numeros, dornic să se bucure de ritmurile captivante ale acestui gen muzical. Echipa națională de rugby a României va disputa 2 meciuri amicale în America de Nord cu Statele Unite ale Americii și Canada. Printre jucătorii convocați pentru cele 2 teste se numără și sucevenii Alin Conache și Daniel Plai. Suceveanul Stejărel Vișinar s-a despărțit în această vară de Ceahlăul Pietra Neamț. Fundașul în vârstă de 24 de ani va juca în sezonul viitor pentru nou promovata în Liga a doua, CSM Focșani. Viitorul Liten și-a aflat adversarele din faza regională a Cupei României la fotbal. Echipa antrenată de Demis Maranda și Cătălin Holca va înfrunta CSM Pașcani acasă pe 10 iulie și Comstar Vaslui, în deplasare pe 13 iulie.